Nervii întinși la maxim pe final. Spune-mi mai întâi ce s-a întâmplat acolo. Felicitări, evident, pentru calificarea mai departe. Dar cum de s-a ajuns la o asemenea situație, să fii și tu eliminat și încă doi jucători ai echipei din Craiova? Mulțumim. A trebuit cumva să spargem gheața. Ei au pus o presiune foarte mare în ultimele minute. Îmi asum în totalitate acest cartonaș roșu. Mi-am dorit foarte mult ca să reușim să trecem mai departe în cupă. Trebuia să, cum v-am mai zis, trebuia să spargem cumva gheața. N-am câștigat de foarte mult timp în campionat și sper ca această victorie să ne dea un moral bun pentru meciul cu Dinamo și să reușim în sfârșit să obținem cele 3 puncte. Deci, cu bună știință ai creat toată tensiunea la final, să spunem așa. Nu cu bună știință, dar am încercat să țin cât mai mult mingea în brațe. A venit din, câte mi-amintesc, Kovacic. M-a lovit destul de tare în zona pieptului. M-am enervat și eu, dar, cum v-am zis, mi-asum acest cartonaș roșu. Dar nu ți era frică? Voi nu mai aveți schimbări. Chiar era chemat portarul de rezervă și el spunea, păi nu mai pot, suntem cu schimbările toate. Cum v-am zis, am încercat să fac tot posibil să spargem gheața asta, că aveam mare nevoie. Eram într-un moment foarte prost și trebuia să se întâmple ceva ca să ne dea un moral bun pentru următorul meci. Crezi că ai reușit sau ați reușit odată cu meciul de astăzi? Pentru că multă lume tot o așteaptă pe Șepși să redevină echipa de anul trecut, poate de la etapă la etapă o tot așteaptă și nu mai vine acel moment. Crezi că se poate debloca totul cu această victorie? Sper din tot sufletul cu această calificare să ne blocăm. Cred că a fost un blocaj mental, dar nu vreau să căutăm scuze, ci să găsim soluții. De acum încolo trebuie să găsim soluțiile potrivite și să urcăm ușor-ușor în campionat. Întâlniți, cum spunea și Bogdanu, tot o echipă rănită în campionat pe Dinamo. Cum vezi tu acea partidă? Cred că ambele echipe sunt rănite în acest moment în campionat. Noi ne-am propus obiective foarte mărețe în acest sezon, dar din păcate nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Sperăm că după meciul cu Dinamo, ușor-ușor vom reveni unde ne este locul. Mulțumim! Și eu!